Situație fără ieșire la Consiliul Județean, unde actuala conducere se regăsește în situația de a se îndrepta în instanță împotriva tuturor salariaților din instituție și din structurile subordonate. Asta după ce Curtea de Conturi a cerut recuperarea unor sume din perioada 2008-2012, imputate în toate rapoartele aferente și care au fost returnate de beneficiar parțial. Asta înseamnă că vor fi deschise procese atât împotriva fostului președinte al CJ, cât și a actualilor salariați din Direcția Județeană de Drumuri și Poturi sau Direcția Copilului. Eu astăzi mi-am bătut capul 4 ori, trebuie să chem în instanță zeci de angajați, fostul președinte pentru sute de miliarde. Că așa au decis niște domni funcționari care au venit și fac controle prin instituții publice. Nu se poate. E primul caz din România. Pentru că așa au considerat. Da, nu am tot respectul pentru ei. Dar nu se poate. Noi ne blocăm. Nu o să mai lucrez oameni. În principal este vorba despre drepturi financiare de care au beneficiat aproape toți salariații, de la femeia de serviciu sau portar până la personal cu funcții de conducere. Și cum datoriile aferente perioadei menționate se prescriu, controlorii financiari au cerut șefului de la județ să parcurgă toate etapele necesare pentru recuperarea sumelor imputate. Acum se prescrie în ultimii zile și ca să nu rămână pe mine, pe cocoașa mea, că am eu destule care trebuie să le duc, trebuie să fac toate demersul până la capăt, acolo scrie, face toate demersul până la capăt, care capăt? Deși susține că este conștient de faptul că unii dintre salariații vizați nu au nici după ce bea apă, acțiunile din instanță vor fi deschise în următoarea perioadă.